Viorica Dencil, scrisoare Dulce Trejan Claude Juncker, pe tema listelor negre din România. Premierul Viorica Dencil a transmis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a cere lămuriri privind ingerințele Comisiei Europene în justiția din România. Consultați varianta în engleză a scrisorii. Reacția Vioricii Dencil vine după ce Antena 3 a prezentat un document în care apare o listă de nume importante, prin care Comisia Europeană recomandă autorităților să urmărească cu atenție finalizarea proceselor. Iată scrisoarea premierului Viorica Dencil. În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea să apelez la toate pârghile legale și morale pentru protejarea și promovarea României ca stat democratic în care funcționează separarea puterilor în stat, independența justiției și în care sunt garantate drepturile și libertile fundamentale ale cetățeanului. Domnia legii și apărarea statului de drept sunt pilonii fundamentale ai consolidării oricărei societii democratice, acum este cearii mele. Este convingerea mea, a Guvernului României și a tuturor celor care împrăteiesc valorile democratice. Din aceste considerente și având în vedere convingerile noastre comune, mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu un subiect care preocupă și îngrijorează opinia publică din România. Mă refer la o scrisoare atribuită Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, transmis ministrului Justiției de la acel moment, doamna Mona Pivniceru, care conține 21 de cerine adresate de Instituția Europeană Guvernului României referitoare la mecanismul de cooperare și verificare. Aceste cerine se regăsesc și solicitări concrete, directe, privind anumite cauze penale și anumite persoane cercetate penal pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de abuz în serviciu, respectiv George Becali, Adrian Nestase, Erban Alexandru Bereditanu, George Copus, Tudor Alexandru Chiuariu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Cătălin Voicu, Dan Voiculescu. Având în vedere relația de parteneriat construit de România cu Uniunea Europeană, relație bazat pe transparență și încredere, vă adresez, domnule președinte, rugmintea de a clarifica aspectele de fapt și de drept cu privire la documentul în cauză. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțională și pentru consolidarea funcționării justiției în România să lămurim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituțional, și dacă este singurul document de acest fel, de natură să aduc ingerințe în funcționarea justiției și separarea puterilor în stat. Îmi exprim convingerea că în scurt timp, prin implicarea dumneavoastră direct, vom avea posibilitatea să ne legem raiunile, motivele și criteriile care au stat la baza întocmirii de către reprezentanții Comisiei Europene a acestei liste nominale, modalitatea în care informațiile solicitate și obținute de către instituția europeană au contribuit la analizarea ei, mai ales la evaluarea progreselor înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare.
consider ce se impun clarificări urgente, domnule președinte Juncker, cu atât mai mult cu cât, la solicitarea mea, ministrul Justiției, domnul Tudor Toader, m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerine imperative autorităților române de către Comisia Europeană a constituit o practică repetată. Sunt ferm convins că răspunsul dumneavoastră va include detalii relevante și utile, care să ne permit, în continuare, obținerea de rezultate semnificative în cadrul MCV, întemeiate pe valorile respectării democraiei, statului de drept, drepturilor și libertilor fundamentale ale cetățeanului, într-o societate caracterizată prin lipsa oricărei discriminări, justiție, dreptate, adevărul, egalitate în drepturi. Am încredere deplin în menținerea unui dialog efectiv, echilibrat și eficient cu dumneavoastră, în urma căruia statul de drept și justiția din România să fie mai puternice și mai bine consolidate, în spiritul principiilor și valorilor europene care ne unesc. Din considerentele menționate mai sus și având în vedere progresele făcute de România în domeniul justiției, subliniez, din nou, domnule președinte, ce se impune ridicarea mecanismului de cooperare și verificare, pentru a îndepărta orice urmă de îndoială pentru a nu afecta credibilitatea relației noastre de parteneriat. Vă rog să primiți, stimate domnule președinte, considerația mea deosebită.